liniștile, pe toți vă așteaptă. E lumea tuturor frumoasă și bogată, eroi cu prințese și zâne fermecate, aventuri pe alese prin lumi colorate. Bună dimineața, dragii mei! Iată, ne-am reîntors în preajma sărbătorilor de Crăciun la școala gimnazială Iosif Moldovan, unde niște copilași foarte, foarte drăguți, care o să vă prezinte o scenetă, de-abia așteaptă să vă spună ce au pregătit. Și, bineînțeles, bună dimineața, doamna învățătoare! Iudit Venter. Doamna învățătoare Iudit, spuneți-ne, vă rog frumos, ce au pregătit acești copilași frumoși, așa pregătiți în costume? Au pregătit o poveste de Crăciun. Este o adaptare după Noul Testament, de aceea suntem costumați, după cum ne vedeți. Poate că nu trebuie să prezint personajele, fiindcă sunt destul de evidente. În ce clasă sunt copiii dumneavoastră? Copiii mei sunt acum în clasa a doua C. Și au foarte, foarte multe emoții, adevărat? Au foarte mari emoții și cred că sunt și nerăbdători, că vor să arate părinților, mai ales care o să-i urmărească. Am înțeles, mulțumim frumos pentru că ați muncit atât de asidu pentru acest momențel frumos. De-abia așteptăm să-l vedem. Le ținem pumnii și haideți să-i urmărim! Poveste de Crăciun. În orășelul Nazaret, din nordul Israelului, trăia o tânără numită Maria, o fecioară cu inima curată și iubitoare de Dumnezeu. Într-o bună zi, îi se arată îngerul Gabriel din insul Domnului și îi vorbi astfel: Bucură-te, fecioară Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei. Nu-ți fie teamă, Marie, căci ai aflat dar de la Dumnezeu și vei naște un fiu pe care îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul tatălui său, dar el va domni peste țara lui Iacob, în veci și împărăția sa nu va avea sfârșit. Dar cum e cu putință când eu sunt fecioară? Duhul Sfânt se va coborî asupra ta și puterea celui preanalt te va învălui. De aceea Sfântul Duh, ce se va naște din tine, se va numi Fiul lui Dumnezeu. Sunt roaba Domnului, împlinească-se deci tot ceea ce mi-ai spus acum. Pe atunci, Maria era logodită cu un bărbat evlavios pe nume Iosif. Aflând că Maria așteaptă un copil, Iosif hotărâ să se despartă de ea, dar îngerul Domnului îi se arătă în vis. Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei de soție pe Maria, căci fruncul tău înscris în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu pe care îl vei numi Iisus, căci îi va mântui pe oameni de păcatele lor.
autobuz, emise un decret prin care trebuia ca toți supușii din împărăția sa să se întoarcă la locurile lor de baștină în vederea unui recensământ. Fiind din familia lui David, Iosif trebuie să plece împreună cu Maria la Betlehem. Astfel ei au plecat din Nazaret într-o lungă și izbăvitoare călătorie. În cele din urmă, Iosif și Maria ajunseră noaptea târziu la Betlehem. În harul trei de lume, susțină pentru un recensământ, nu se găsi loc pentru ei. Cei doi pătură pe lașul oamenilor, dar toate casele erau ocupate. De aceea, fără de voie să-și găsească adăpost într-un stol de vite. Tocmai acum Gigi și Marie timpul să nască. Și i-a dus pe lumea un fiu, îl înfășară în scântece și îl culcară în miesle. Doamne, cât sunt de fericită, că m-ai ales pe mine pentru împlinirea lucrărilor tale. Ce bucurie nesfârșită! Domnul fie lăudat! Slavă vechi, Părintele Ceresc și Fiului Său, Iisus! Astăzi s-a născut Hristos, tu-i și... Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Sfințitel în fășețe, în scute de bun mășel, lăudați și cântați și vă bucurați. Graza soare.
dar îngerul ne-a zis să nu ne abținem, că ne aduce o veste bună, care va fi spre bucuria tuturor. Ne-a spus că noaptea asta, în orașul lui David, s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul. S-a venit și plouă de grabă, unde ne-a spus îngerul și l-am găsit pe prunc, în tocmai cum i l-a descris el. Slavă ție, Doamne! Bucură-te, Fecioară Maria, Domnul este cu tine! Se opri în steaua.
A existat-o cristal sau cristal călăuzitoare. Îți mulțumim, Doamne, că ne ales pe noi să ne închinăm ție. Îngăduie-ne, Doamne, să-ți dăruim din bunurile noastre. Aur. Tămâie. Smirnă. O, tu cea mai fericită roadă din lume, roagă-te pentru noi, îndură-te și adu-te iertarea păcatelor noastre. Vă mulțumim din toată inima pentru cuvintele voastre, bine de înțelepciune și pentru tare. Magia a făcut calentoasă, dar în acea noapte Dumnezeu i s-a arătat omului și a prevenit să nu mai treacă pe la inimă. De aceea ei au pornit spre casă pe un alt lume. Încă o dată steaua voastră. Alături de mine se află domnul profesor Gavra Cosmin, care o să ne prezinte acești copii frumoși care se află în spate și de-abia așteaptă să cânte. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la noi! Este orchestra școlii, se numește Banda Iosif Moldovan, de la numele școlii, și este formată din copii din clasele 5-8. Și băieți. Băieții cântă la trei tipuri de fluiere, blocflute german, și băiatul de acolo cântă la bas. Cam atât am. Bye.
Alături de mine se află doamna învățătoare Pat Livia, care ne-a pregătit cu ce clasă și ce anume pentru sărbătoarea de Crăciun. Clasa pregătitoare CEL așteaptă pe Moș Crăciun și am pregătit dansul fulgilor de nea. Sperăm să-i placă și să vină cu daruri multe. Doamna, și așa să fie, să haideți să-i urmărim.
Iată-ne, dragii mei, din nou într-un moment de sărbătoare, l-așteptăm pe moșul să vină și între timp, bineînțeles, copiii cu minți și buni pregătesc câte un moment frumos pentru Moș Crăciun. Alături de mine se află doamna învățătoare Simon Ramona, tot de la școala gimnazială Iosif Moldovan, care ne-a pregătit un momentel care se numește cum? Este vorba despre un dans, dans al bucuriei, reîntâlnirii cu Moș Crăciun, dans de Crăciun. Și? De elevii clasei a 4-a C. Câțiva elevi din clasa a 4-a C? Am înțeles. De-abia așteptăm să-l urmărim. Doamna profesor de sport, Lazia Monica, ne-a pregătit două momente frumoase. Doamna profesoară, bună dimineața! Ce vreți să vă aducă Moș Crăciun? Păi ce să-mi aducă? Sănătate, împliniri, noroc tuturor, mie și tuturor celor de aici, de la școală, copiilor și tuturor oamenilor. Da, ca să vă doriți, sunt sigură că asta o să și primiți, în schimb, trebuie să, așa cum moșul primește, are nevoie de un cadou, ca la fel la rândul lui să dea înapoi cadouri. Ce ne-ați pregătit, ce ați pregătit moșului pentru aceste frumoase gânduri pe care vi le doriți? Păi am pregătit cu fetele, cu majoretele școlii, un mic dans, o mică coreografie. Și cu elevele clasele a patra am pregătit o mică demonstrație de gimnastică aerobică cu bastoane. Ia tot de tuta, frate, mers! Ia tuta, mine, s-a vizit, ia, e bătă!
poveștile pe toți vă așteaptă. E lumea tuturor frumoasă și bogată, eroi cu prințese și zâne fermecate.